Меня оценит Интерпол. Шасты зовем уйдите мой путин убишну ита, ярыш принц кайп, дедата часто сепарик один Вашингтон. Ворбим каши до септамани норма, ку Михаил Гофман, фостул шеф аджумтал сервичулы привенире шо комбате распалэри бани лордин кадрул чиня, кари адиспарут пентру апрапи до септамани. Домнин Гофман, буна сяра, сперка не аузить. Буна сяра. Вы каута тоата лумя, ши прокуратура антикорупция, ши чиняул, ши журналисты на Република Молдова, но я вам гасит дар прин скайп. Путец не спунец, унде ва афлац акум? Ши дичец диспарут? Примерно, не ва диспарут, я нам штит, кио треба са... са дам анамите експликации, но плет ел. Мрог, ако нам ничо интердикция апликата, сау са чиркул плен леме, не дореск, ши че дореск са фак. Bine, dar acum ați putea confirma că vă aflați în Statele Unite ale Americii, în Washington? Da, sigur, că văd că isteriile este mediatice care s-au pornit, că unele persoane m-au pierdut din vizor, eu înțeleg foarte bine. Da, vă confirm că eu sunt în Statele Unite, în Washington. Înainte ca să discutăm despre ceea ce faceți dumneavoastră acolo, vreau să vă întreb dacă aveți de gând să vă prezentați, la Procuratura Anticorupție când veți ajunge în Republica Moldova? General, dacă aveți de gând să ajungeți înapoi în Republica Moldova? La sigur, obligatoriu urmează să mă prezint la Procuratura Generală Anticorupției, să explic ce am avut de explicat și ceea ce am vorbit eu de 3 ani la rând. Se pare că se confirmă și vedeți și în ce situație a ajuns însăși Republica Moldova și anume este prin ceea ce se petrece în sistemul bancar. Pur și simplu s-a primit așa că am... Prin așa am fost solicitat, am niște discuții în Washington cu persoane interesate la unele aspecte de interes reciproc, atât pentru Republica Moldova cât și pentru Statele Unite. Dar puteți să ne dați mai multe detalii despre aceste persoane, pentru că astăzi în presă a apărut o scrisoare care a venit de la compania Frontier Solutions, care va reprezenta interesele dumneavoastră. Este vorba de o companie bazată în Washington, D.C. Această scrisoare ar fi fost adresată domnului Eduard Harungen, director, procuror general interimar, și Adrian Ibițișor, procurorul anticorupție. Din această scrisoare noi am aflat că dumneavoastră vă aflați acum în Statele Unite ale Americii with regard to his ongoing work with the United States government. Ei vă reprezintă în lucrul dumneavoastră cu... Guvernul Statelor Unite ale Americii. Puteți să ne explicați ce fel de lucru vă leagă acum de Guvernul Statelor Unite ale Americii și în general ce e cu această scrisoare? La moment nu pot să dau mari detalii referitor la aspectul dat, fiindcă noi suntem în proces de derulare de lucru și în al doilea rând deja am menționat. Este unele aspecte de interes reciproc, atât în Statele Unite cât și pe Republica Moldova, care eu la momentul oportun le voi face publice. Sau în viitor, imediat următor, veți cunoaște mai multe detalii despre acest fapt. Dar din care motive acum nu le puteți face publice? Fiindcă sunt proces de derulare. Eu nu niciodată n-am pregătit să fiu regele Facebook-ului sau, spunem așa, multe persoane care ar dori să cunoască ce fac și cum fac, să cunoască metodele mele de lucru și ce voi face în viitor apropiat. Dar este legată de activitatea anumitor persoane. Știți, eu ca jurnalist am și eu metodele mele de lucru. Eu înainte de această emisiune am încercat să-i sun pe cei din oficiul Frontier Solutions din Washington, cei drept era dimineața la ei. Din păcate, mie nu mi-a răspuns nimeni la solicitarea mea. Să mai încercăm? Nu credeți că e ceva desenat de cineva, de mine, să dați cineva. Mai încercați! Bine, noi putem să avem întrebări vis-a-vis de această scrisoare atâta timp cât n-a venit o confirmare din partea lor, dacă e adevărată această scrisoare și într-adevăr ei vă reprezintă. Dar, în general, de ce aveți nevoie de aceste servicii din partea lor? Sunt obligat într-o anumită activități aici. Și eu n-am timp să mă ocup cu explicații prin internet, prin
Facebook, unii spun că nici nu l-am Facebook-ul. De ce, unii am dispărut, ce fac și tot așa mai departe. Asta mă privește doar pe mine, personal și activitatea mea profesională. Dar pentru newsmaker, dumneavoastră ați spus că dumneavoastră acum prestați serviciile de consultanță în privința spălării banilor și luptei anticorupție. Ați putea să deschideți un pic paranteza aici? La moment nu. Ele sunt proces de derulare. Dar este vorba de furtul miliardului, să-i zicem așa. Despre asta este vorba? Mai multe aspecte. Este vorba de unele întrebări de interes reciproc, atât pentru Republica Moldova, cât și pentru Statele Unite. Dumneavoastră forțați nota ca să descifreze acum mai multe informații de care, la moment, eu nu cred că ar fi corect din partea mea, eu să le... Bine, eu vă înțeleg, domnule Goffman, dar totuși trebuie să ne înțelegeți și pe noi. Deci, măcar prin da sau nu răspundeți-mi, asta ar însemna că cineva din Statele Unite ale Americii, fie serviciile secrete, fie alte instituții americane, s-au interesat de informațiile pe care le dețineți, corect? Posibil, inclusiv. Inclusiv și pe care le dețin. La emisiunea precedentă, două săptămâni în urmă, dumneavoastră ați spus că, de fapt, lumea vă urmărește nu atât pe dumneavoastră, cât arhivă pe care o aveți. Să înțeleg că dumneavoastră ați mers acolo cu arhivă? Parcă la vamă n-am declarat nimic că plec cu arhivă, sau ăștia n-au verificat nimic, n-au putut să-mi evoce nimic. Am știut careva documente care prezintă interes pentru cineva și nu aș putea să le scot. Bine, măcar deschideți-ne în paranteză. Dumneavoastră ați plecat acolo la invitația lor sau în general, cum s-a întâmplat acest lucru? Și la invitația lor, inclusiv. Și la invitația lor. Pur și simplu, vă rog să mă înțelegeți. Această companie Frontier Solutions, eu am verificat site-ul acestea, este o companie serioasă care prestează mai multe servicii în domeniul consultanței. În Statele Unite, acestea sunt cunoscute ca și companiile inclusiv de lobby politic. Se știe că oricine poate contacta o asemenea companie și o asemenea companie poate organiza întâlniri, interviuri, orice. Eu vreau să înțeleg. Asta cineva din Statele Unite ale Americii v-a recomandat să-i contactați sau asta a fost inițiativa dumneavoastră de a ieși la ei, de a pleca în state și într-un fel să prezentați asta ca o, nu știu, să folosiți asta în anumite scopuri pentru dumneavoastră personale pe care nu le cunoaștem? Dacă o să priviți activitatea mea profesională, eu dispun de relații foarte, spunem așa, vechi, un aspect foarte larg și eu nu am nevoie ca cineva să-mi indice mie ce ar trebui să fac eu. Asta a fost o inițiativă a mea pur personală pentru arăta mai multe aspecte ceea ce se petrece în Republica Moldova și mă bucur foarte mult că anumite persoane din Guvernul Statelor Unite au fost cointeresat să avem anumite discursuri, interviuri și întâlniri. Deci plecarea dumneavoastră în state a fost inițiativa dumneavoastră personală, corect înțeleg? Sau totuși ea a venit... Da. Da, inițiativa mea personală. Dacă nu sunt auzit acasă, poate mă aud peste hotare cineva. Și nu ne puteți spune, și nu ne puteți spune acum ce structuri din Statele Unite ale Americii v-au auzit. Eu, pur și simplu, am văzut o poză pe Newsmaker din Homeland Security Office. Aha, trebuie să mă uit. Eu nu m-am uitat astăzi dimineață pe internet. Scopul scrisorii mele, deci am plasat-o pe Newsmaker din simplu considerent că ieri am trimis la ora 10, adică mi-a confirmat avocatul că la ora 10 iulie, la 21:50 a fost trimis scrisoarea respectiv procuratorul anticorupției și 10 iulie la ora 21:47 și procuratorul general și n-au primit confirmare că am primit-o. De-aia eu sunt nevoit să încerc să liniștesc în primul rând rudilor mele, care practic nu înțeleg ce se petrece în ultimele două săptămâni. Și le doresc să ies să comport calm, foarte calm. Dar dumneavoastră nu comunicați cu rudele? Dumneavoastră. Tot timp?
Dumneavoastră nu comunicați tot direct cu rudele dumneavoastră? Toate rudele utilizează Skype, și, dar telefonul nu utilizez din anumite considerente. Domnul Goffman, dumneavoastră ați spus că această scrisoare din partea companiei Frontier Solutions, care vă reprezintă, a fost trimisă ieri seară, da? La adresa Procuraturii Anticorupție și la adresa Procuraturii Generale, așa am înțeles? Da. Dar iată că colegii mei de la TV7 au încercat să ia legătură cu Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, am încercat și eu personal să-l sun, din păcate telefonul a fost închis, dar am primit un scurt comentariu din partea doamnei Adriana Bițișor. Eu aș propune să-l ascultăm acum, dacă e posibil. I-aș ruga pe colegii mei din regie. Este vorba de faptul că dumneavoastră ați fost totuși citat. Înaintate către Goffman și la toate trei el nu s-a prezentat nemotivat. Fapt pentru care legea ne permite ca să-i spunem aducere serioasă. Azi dimineață la ora 9.30 nu avem nicio informație și nici nu cunoaștem absolut nimic. La data precedentă, de fapt a doua oară când a fost citat, am fost telefonată de soția dumnealui care mi-a spus că dânsul nu este în țară. Care este cauza și motivul că nu s-a prezentat și atunci, doamna Goffman nu a fost în stare să-mi răspundă. Mai ales că tot dânsul atunci a solicitat ca nume pentru data respectivă să fie citat, că dânsul m-a asigurat că vine, că o să reușească să se întoarcă de psihotare, ca când să ajungem la data cu oficina, dânsul să nu se prezinte. Eu nu sunt sigură că dumneavoastră ați auzit bine, pentru că avem legătură prin Skype. Deci, am înțeles. Ați înțeles. Deci, doamna Bițișor a spus că azi dimineață la 9.30 noi nu avem nicio informație și nu cunoaștem nimic. O citesc. Am înțeles. Cu tot respectul, dumnealor urmează să verifice poșta electronică proc-and@aronprocuratora.md și o să vadă scrisoarea respectivă. Dacă lor e interesant chestia respectivă, inclusiv și e-mailul poșta electronică a procuraturii proc-gen@aronprocuratora.md. Dar referitor la citație, spun că nu au primit-o, vă mai confirm acum, am trimis-o și vă spun că mă aflu în state. Ceea ce s-a întâmplat pe data de 5, m-a sunat soția aproximativ la ora 2, la 14 și ceva minute. Ulterior, eu am putut să stabilesc cu doamna Vișor pe data de 5 legătura la ora 2:39 de minute, din care am convenit. Că, fiind considerați că eu eram plecat din țară, am vrut să fac o escală și să mă întorc în Moldova să mă primească într-o ziua de miercuri. Dumnezeu i-a spus că miercuri nu mă primește și am stabilit în prealabil ca să ne întâlnim joi la 8.30. La 8.30 s-a primit așa că eu deja trebuie să plec în Statele Unite. Eu deja eram acolo, în principiu. Și din aceste considerente a solicitat soția mea ca să intervină cu un telefon pentru pe data de 7, dar nu pe data de 5, cum se scrie în presă, pe data de 7 iulie. Și i-a informat că eu nu mă încadrez în timpul util. Și respectiv eu am fost nevoit să-mi iau un avocat, aici în Statele Unite așa este primit, am luat, am convenit și am rugat să-mi trimit o scrisoare legată de formularea dată. Că eu mă aflu încă aproximativ o săptămână, 10 zile încă în Statele Unite, până când finalizez toate intervederile și întrunirile mele pe teritoriul Statelor Unite. Dar dumneavoastră, în general, cum reacționați? Dar dumneavoastră, cum în general reacționați la declarațiile că ați putea fi adus forțat la Procuratura Anticorupție? Eu deja încerc să înțeleg că este o intimidare. Eu nu înțeleg ce rezolvă 10 zile în așa dosar mare ca furtul miliardului. Cu atât mai mult că toate materialele semnate de mine și transmise comisiei speciale Alexandru Nchiptai, ele se află la Procuratura Generală, care sunt clasificate și ținute în secret acolo, inclusiv și la CNA. Alexandru Nchiptai, asta este procurorul cel care a fost șeful grupului secret șeful format grupului. Pe data de 12 august 2013, corect? Da, eu nu mă pot să vin să explic ce se planifica, ce urma să se planifice și uitați la ce situație am ajuns la ziua de astăzi. Și dar să nu înțeleg, și dacă credeți că după venirea mea la Procuratura de Corupție, pe data de 7, dosarul jaful secolului se rezolva, vă asigur că nu este chiar așa.
Dar, în general, cum apreciați activitatea și reacția Procuraturii Anticorupție imediat a doua zi după emisiunea Interpol cu dumneavoastră? Ei s-au autosesizat, ceea ce se întâmplă nu tare des în Republica Moldova, și au anunțat că sunteți citat pentru data de 5 iulie, prima dată când ați fost citat. Cum apreciați lucrul lor? Salutați? Bineînțeles, salut. De mult trebuia să fie aspectul dat, să nu se autosesizeze, dar să ridice materialele legate de ce se planifica, cum se planifica și ce a urmat în Republica Moldova, și noi acum strângem toate roadele care le avem. Adică dacă n-am fost auzit de trei ani, acum se primește că în 10 zile vine repede. Am și aspectele mele, plus la asta am fost solicitat și mi s-a părut destul de interesant că am găsit anumite puncte de repere de interes reciproc pentru Republica Moldova și Statele Unite pentru a lucida anumite, spunem așa, aspecte legate de corupția internațională, spălarea de bani și crimă organizată. Este vorba de serviciile secrete americane? Guvernul este reprezentat de mai multe structuri și cele care au fost interesate, bineînțeles că vor furniza informații în limita competenței sau cunoștințelor mele care le dețin eu. Eu pot de aici să trag o concluzie că americanii, când vorbesc de americani, am în vedere instituțiile oficiale americane, s-au interesat de informațiile pe care le-ați furnizat două săptămâni în urmă. Posibil. E greu cu dumneavoastră, domnule Goffman, posibil. Nu, data trecută, când ați fost în acest studio, ați spus că nu puteți da prea multe informații pentru că vă faceți griji pentru securitatea dumneavoastră. Acum vă aflați în afara Republicii Moldova. Poate ar fi cazul să deschideți mai multe paranteze. Bine, dar eu pretind că peste vreo 10 zile să mă întorc. Așa planific plus minus. Mă întorc în toate... Dar activitățile care eu le-am inițiat. Dar, în general, aveți motive să vă temeți să vă întoarceți în Republica Moldova? Din cei ce văd eu, ele au apărut încă cu două săptămâni în urmă. Despre ce este vorba? De anumite solicitări, intimidări, doleanță. Ați putea deschide paranteze despre intimidări? V-au intimidat? Familia. Cum? Prin diferite telefoane, mesaje, chiar și ultima, nu știu ce mi-a scris soția, că mai nu frații Goffman stau în spate la compania de consulting Goffman Consulting. Eu aici pot să vă dau mai multe detalii. Într-adevăr, a apărut un material pe deschide.media, da. Potrivit căruia Procurorul anticorupție Adriana Bețeșor spune că deține informații care confirmă că Goffman Consulting SRL, firma contractată de BEM pentru evaluarea gajurilor, este controlată de frații Mihai și Alexei Goffman. Declarația a fost făcută în exclusivitate pentru deschide media. O citesc pe doamna Bețeșor. Potrivit informațiilor acumulate în urma audierii mai multor martori în anchetă privind frauda bancară, am obținut informația că, într-adevăr, firma Goffman Consulting SRL ar aparține neoficial fraților Goffman, doar că fiecare declarație urmează să o verificăm și prin acte și prin alte acțiuni procesual penale. Deja vedeți cum se conturează aspectele, da? Se vede că foarte multă lume este deranjată de faptul ceea ce am declarat eu. Acum vă imaginați, declar cu toată responsabilitatea că nici eu, nici fratele meu și toate isteriile astea mediatizate care s-au pornit contra familiei mele, urmarea declarațiilor care le-am făcut cu două săptămâni în urmă și ele încă vor urma și prin asta vreau să transmit un mesaj celor apropiați mie, să fiți tari, fiți calmi și liniștiți. Totul să iasă până la iveală, fiindcă declar încă o dată. Vorbiți cu proprietarii companiei respective, eu nu spun că nu e cunosc, însă problema este următoarea. Compania respectivă nu mi-a parține și eu mai mult la provocații de astea, cineva plasează pe internet ceva și eu trebuie să vin pe urmă să demonstrez că eu nu sunt cine sunt. Domnul Tărăburcă, dacă nu mă greșesc, a dat deja explicații pe problema în cauză. Dar dumneavoastră îl cunoașteți personal? Păi sigur, și nu numai pe el. Eu cunosc foarte multe companii de evaluare.
Tot Deschid Imedia a scris, voi cita, fratele său a deținut în perioada de lapiderilor funcții cheie la BEM. Alexei Goffman a devenit angajat al Băncii de Economie încă în 2008, iar timp de 3 ani a fost responsabil de acreditare și gestionarea gajelor. Culmea e că din anul 2011 până în 2014 el a fost consilier al președintelui BEM, inclusiv al lui Gheorghe Gachkevici. Asta e adevărat? Da, eu nu cunosc bine cum se formulează funcția lui, dar este adevărat. Alt aspect, că el nu are atribuții, nimic cu gajul respectiv. Și asta este dezinformație și asta deja, cum am vorbit, s-a început linșare prin mass media, urmare la aceste 2 săptămâni care am făcut declarațiile de rigoare. Ei înțeleg foarte bine că sunt foarte deranjați și în timpul imediat următor și mai deranjați vor fi. Domnul Goffman, da, e adevărat că se observă cum o parte din presă, în general, aproape că a ignorat declarațiile făcute de către dumneavoastră. După ce au ignorat, i-au meditizat foarte intens declarațiile făcute de exemplu, doamna Bițișor, precum că dumneavoastră refuzați să vă prezentați la audieri, la procuratură. Noi asta tot observăm, înțelegem, dar totuși, din informațiile care apar, inclusiv despre dumneavoastră, se trag anumite concluzii sau apar anumite întrebări. Poate într-adevăr aveți schelete în dulap pe care le ascundeți și toată lumea are păcatele sale. Dumneavoastră aveți? Eu nu spun că eu sunt cel mai sfânt din Republica Moldova. Însă, când a fost momentul deciziei că când am văzut ce urmează să se întâmple în Republica Moldova, eu am fost inițiatorul și am spus că chestiile astea nu o să meargă. Și am făcut rapoartele respective și care, nu știu de ce, ele apară peste tot, în toată mass media. Într-o parte din mass media. Totuși nu trebuie să generalizați. Ele ating interese foarte importante la unor persoane foarte influente și care cu foarte multe, spunem așa, potențial financiar. Dar spuneți-vă, Rocheta, din ce ați observat? Probabil ați citit aceste 2 săptămâni ce scrie presa autohtonă despre dumneavoastră, cum relatează, acest subiect. Ce concluzie vi se trage? Deci, interesele cui dumneavoastră ați deranjat? Despre care persoane influente este vorba? Beneficiarilor care au beneficiat de mijloacele financiare din sistemul financiar bancar. Lista care a prezentat-o domnul Sagaidac, ea este corectă, dar incompletă. Lista este mult mai mare. Dar dumneavoastră ați putea să completați această listă? Acum nu sunt pregătit să completez, că eu mă pregătesc pentru o conferință de presă aici și cu predarea unor cursuri legate de evenimente care se petrec în Republica Moldova. Vă pregătiți de o conferință de presă în Statele Unite ale Americii? Da, la peste câteva ore. Ceea ce ține de... mă pregătesc de o conferință de presă. Dar puteți să-mi explicați de ce, de exemplu, presa din Statele Unite ale Americii s-ar interesa de declarațiile unui fost șef adjunct al Departamentului Combaterea Spălării și combaterea corupției și prevenirii spălării banilor din cadrul CNA, din dita mai Republica Moldova. Credeți că presa din America se interesează de așa subiecte? De ce nu? Dacă să vorbim de Fondul Monetar Internațional care face investiții, a făcut investiții enorme, mă rog, prin diferite programe în Republica Moldova și nu trebuie să uitați că 25% din fondurile Fondul Monetar Internațional sunt contribuabililor americani. Înseamnă că dacă am putut să-i conving că este interes și pentru ei și pentru Republica Moldova, pentru a luceda toate aspectele care se petrec în Republica Moldova, legate de anumite crimă organizată, spălare de bani și corupție internațională, înseamnă că mă bucur că am fost convingător. Am întâlnirile respective care sunt gata să mă asculte, să mă audă și de aici ei vor trage concluzii. De aceea eu nu pot să deschid parantezele până când nu va fi o
o finalitate la aceste abordări. Dar, domnule Goffman, dumneavoastră totuși trebuie să ne înțelegeți. Noi recent cu toți am asistat la o vizită a domnului Vlad Plahotniuc în Statele Unite ale Americii. Și am văzut că domnia sa a avut întâlniri cu mai multe instituții internaționale, cu mai mulți oficiali din state. Aici, în presă, lumea a scris diferit despre această vizită, la fel cum acum lumea diferit scrie despre aflarea dumneavoastră în state. Dar au fost două ipoteze. Prima, într-adevăr, americanii au recunoscut că Vlad Plahotniuc este cel mai influent om din Republica Moldova și le place sau nu, dar au de a face cu acesta. Și l-au recunoscut ca și coordonator al majorității din Parlament. Doi, acesta a contractat o firmă din state care i-a prestat asemenea servicii. Eu vreau să înțeleg, în cazul dumneavoastră, este vorba de o vizită care este organizată pentru că dumneavoastră îi plătiți pe cei din, cum se numește compania? Firma sa. Din Frontier Solutions? Sau totuși, în state cineva influent s-a interesat și acum într-un fel vă apără spatele. Eu vreau să înțeleg. Vă explic. Să fie clar. Unele persoane din guvernul american s-au interesat de ce se petrece în Republica Moldova. Respectiv, eu sunt interesat totuși să scot la iveală pentru ce am, spunem așa, am fost ponegrit, linșat 3 ani la rând, să explic totuși ce s-a întâmplat și în Republica Moldova și să cunoască cât mai multe detalii despre aspectul dat. Îmi va reuși, va fi bine. Nu îmi va reuși, îmi va fi foarte rău, dar voi merge până la urmă. Ca să demonstrez că ceea ce urma să se... ceea ce s-a întâmplat la ziua de azi, în acea perioadă, noi am putut să prevenim. Și dacă erau acordate cele 20 de milioane nenorocite pentru a participa la bursa de valori și a cumpăra acțiunile BM-ului care au fost date, după cum deja cunoașteți, au fost date tot din contul, din contul mijloacelor financiare a Băncii de Economii, credeți-mă că la ziua de azi nu am putea să nu fi ajuns. Apropo despre aceasta, nu ne-ați povestit data trecută, vreau să dați mai multe detalii după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi revenim foarte curând. Am revenit la Interpol, eu cer scuze. Continuăm să discutăm prin Skype cu Washington. Acolo se află Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Privenire și Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA. Domnul Goffman, sper că ne auziți bine. Da. Astăzi mai multă lume, când a aflat că veniți la emisiune, mi-a trimis întrebări pentru dumneavoastră. Vreau câteva întrebări să vă adresez în direct. Grigore Cioban vă întreabă. Domnule Mihail, spuneți-ne nouă, oare chiar numai dumneavoastră erați în CNA de treabă? Vreau să presupun că nu. Dacă nu, unde vă este echipa? De ce nu vă aliați cu mai mulți oameni? Iată, este deja Săgaidac de la Banca Socială. Unde sunt aceiași oameni de la Unibank, de la BEM? Unde sunt colegii dumneavoastră care la fel cunosc câte ceva? De ce nu vă aliați cu procurorii, cu alți politicieni, cu alți specialiști din domeniu? De ce? Mersi pentru întrebarea acordată. Într-un fel sau altul, eu nu mă aliez cu politicieni din considerentul că eu sunt apolitic. Eu am ales metoda mea de lucru și cine mă cunoaște pe intern, eu întotdeauna am lucrat din afară spre interior, demonstrându-le că metodele mele de lucru în acea perioadă din activitatea CNA-ului au fost foarte eficiente. Ceea ce ține de procurori onești, profesionali, chiar și de la bănci, băncile comerciale, chiar și din CNA, ei sunt. Pur și simplu, într-un fel sau altul, ei sunt, spunem așa, nu vor să riște la moment, ei vor să vadă ce o să termine toată istoria asta chiar și cu mine. Dar procurorii onești, procurori adevărați care vor merge pe la urmă, știți câteodată este vorba. Mai bine tați și faci și după aceea discută și abordează anumite întrebări. Ceea ce fac și eu la momentul de față. Și nu vreau să deschid parantezele pentru a nu
le da, spunem așa, unor persoane timp ca să analizeze și să înțeleagă ce măsură trebuie să facă contra mea. Deja noi vedem foarte clar, s-a început o linșare prin mass media și ea încă va urma. Așa că rudele mele să fie tari. Mai mult ca atât, pe data de 25 februarie 2016, eu am anticipat mai multe lucruri referitor la faptul că au început să apară multe documente legate de activitatea mea din acea perioadă. Și am menționat că am solicitat să fie, mi se fie dată pază de stat. Dar apropo, v-au răspuns până la urma urmei cei din CNA? Am primit o citație peste undeva pe data de 10 martie 2016 în care sunt invitat cu avocat, să fiu asistat cu avocat la sediul centrului. Bine, poate ați fost invitat, citat, nu, e ciudat că ați fost citat, poate ați fost citat ca să dați explicații de ce aveți nevoie de pază de stat? Eu știu foarte bine de ce am solicitat pază de stat. Că este din scrisoare, se vede foarte clar că merge vorba de, sunt deținător de informațiile clasificate privind fraudarea sistemului financiar bancar, deturnări frauduloase de capital, etc. În care sunt implicați persoane, persoane cu funcții înalte de stat. Domnul Goșan, politicieni, bineînțeles. Săptămâna trecută, Sergei Săgăidac, la fel prin Skype din Londra, a dat citire unei liste întregi cu numele persoanelor care, potrivit domniei sale, ar trebui să fie citate fie în calitate de martor, fie în calitate de, nu știu, bănuiți la procuratură. Lista a fost lungă, 20 de persoane, plus 4 persoane au fost numite ca beneficiar, aceleași persoane pe care le-ați numit dumneavoastră, Plăhătniuc, Platon, Filat, Ilan Șor. Dar vreau să vă întreb. Sergei Săgădac a spus un lucru extrem de interesant, că domnia sa mai are un coleg, fost coleg din cadrul băncii sociale, care este gata să vorbească și care deține anumite informații. Vă întreb, dumneavoastră, în calitate de fost colaborator al CNA, mai cunoașteți oamenii din diferite structuri, puteți să nu le dați nume acestor persoane, care dețin informații și ar putea să vorbească în viitorul apropiat, în cazul în care li se va oferi protecția, ceea ce a solicitat Sergei Săgăidac? Eu nu o cunosc să domnul Săgădac a solicitat protecție, dar... Prin Facebook oficial a scris că solicită de la partenerii externi să ofere securitate, să protejeze securitatea acestor martori, atunci ei vor fi gata să vorbească. Foarte corect a spus domnul Săgădac și mă miră faptul că doar un băiat tânăr, domn, și-a permis să vorbească inclusiv deschis despre aceasta. În comisia respectivă, și nu numai în comisia respectivă, secretă care a fost inițiată la inițiativa prim-ministru din acea perioadă, Iurie Leancă. Apropo, Iurie Leancă a negat că chiar a doua zi după emisiunea dumneavoastră, Iurie Leancă a negat că această comisie a existat. Într-un fel ne-a învinuit și pe noi, că noi special v-am adus în acea zi la televizor, la TV7, pentru că a fost ziua în care noi ar trebui să sărbătorim semnarea acordului de asociere. Pare foarte rău să o spun domnul Leancă, cu tot respectul, dar emisiunea e în fiecare zi de luni acum și n-am fost eu de vină că așa coincis data semnării acordului de asociere cu ziua de luni, la noi ies emisiunile. Îmi pare rău că trebuie să comentez, spunem așa, unele afirmații care le-au dat o persoană politică. V-am spus că eu nu sunt adept la nicio persoană. Dar afirmațiile pe care le-a făcut domnul Leancă au fost... dumneavoastră personal ați fost vizat. Domnul Leancă a dat de înțeles că dumneavoastră ați fost dat afară din sistem la indicațiile domniei sale, pentru că s-a cunoscut că ați fost implicat în anumite scheme, în urmă investigațiilor apărute în presă și așa mai departe. Până la urmă, toate investigațiile care le-au inițiat și toate linșările care le-am avut până în prezent, ele au fost închise încă în 2014. Și mi-e straniu să aud la ziua de azi că inclusiv și Iurie Leancă m-a comandat pe mine, sau dacă pot să-mi exprim așa, că să fiu dat afară. Dar îi explic lui domnul Leancă, noi suntem, inclusiv eu sunt, cu toate documentele care le-am semnat eu și le-am remis
procuratorii și la CNA referitor la faptul cât și se pregătea pentru elucidarea furturilor respective. Inclusiv domnul Leancă a fost informat personal despre, cum am menționat și atunci, domnul Corman, președinte Parlament în acea perioadă, Alexei Barbăneagră, Iurie Leancă, Ion Butmalai și nu mi-aduc aminte cine mai, din lista respectivă, dacă mă greșesc, Procuratura Generală, au fost informați despre devalizarea sistemului bancar la situația 1.11.2013. Domnul Goffin, vedeți, foarte interesant este, e ca și în cazul scrisorii trimise de către Frontier Solutions din Washington, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii Generale. Dumneavoastră spuneți că această scrisoare a fost trimisă încă ieri seară, cei din Procuratura Anticorupție astăzi spuneau că ei n-au primit nimic. Deci, aici dumneavoastră spune, da, deci e foarte ciudat când oamenii unii spun una, alții spun ceva cu totul absurd, diametral opus. Pe cine să o credem? Bine, acum vă confirm încă o dată. A fost remisă de mine, la indicația mea și John, l-am obligat pe el să remite anume cu ziua de ieri și să-mi confirme că primit confirmarea. Confirmarea eu n-am primit-o și am fost nevoit să o arunc în presă informația dată. Ce trebuie să mai explic eu? Cineva spune că nu s-a furat miliarde din sistemul bancar. Până la urmă s-a adevărat că s-a furat din sistemul bancar. Un miliard din rezervele naționale din rezerva valutare a băncii naționale. Acum, ceea ce vorbeam atunci în 2013, cine m-a auzit pe mine? Nimeni nu vrea să intre în esența problemelor și vă imaginați câte persoane și ce mașinărie s-a pornit pentru a devaliza rezerva valutare a băncii naționale. Că dacă se luau atunci măsurile de rigoare, noi ce? Acum s-a confirmat că nu s-a furat miliardul din rezervă valutare? S-a confirmat. Și încă formula nu este închisă. Furtul miliardului, noi când vorbim de furtul miliardului, noi vorbim de furtul miliardului din rezervele naționale. Dar până la furtul miliardului, devalizarea sistemului bancar a avut prin trei etape. Adică prima, a doua și ultima a fost care s-a devalizat aceste 13,5 miliarde deci, prima etapă, să recapitulez, prima etapă asta acordarea creditelor neperformante, a doua etapă plasamente interbancare și a treia etapă ajutorul din partea statului din rezervele valutare. Da, corect? Corect. Dar ca să simte... Dar ce înseamnă, la ce vă referiți când spuneți că furtul continuă și la ora actuală? La ziua de azi, vedeți că ei nu poate să aprecieze ce să facă cu această datorie a băncii naționale, care până la urmă, vedeți că vor să treacă și prin Parlamentul, să o treacă prin lege, ca suma dată să fie pusă pe spatele cetățenilor Republicii Moldova, care nu au nicio vină. Și ceea ce vor să facă este injust, incorrect și ilegal, în primul rând. Că... Până la urmă, ați văzut cu toate dobânzile care urmează, când de 25 de ani, la noi se ridică 25 de miliarde de lei. Ce e asta? Numai ca să încerce să conving partenerii externi că totul este bine și frumos, dar împrumuturile care la ziua de azi se efectuează, care sunt luate de Ministerul Finanțelor, de la băncile comerciale, până la 25%, dobândă și cu 7,9 inflație. Vă imaginați ce bani câștigă unele grupuri financiare? Despre ce bănci e vorba? Din cât cunosc eu, Victoria Bank, Moldincom Bank și Agrobank. Trebuie să verific toată informația respectivă. Dar asta este. Și cine controlează aceste bănci la ora actuală? Cine... La ziua de azi, aceiași persoane, aceiași benefari efectivi. La Hotniuc, la Ton, ăștia sunt de bază, care la momentul de față au rămas pe... Și multe alte persoane care e mai mici, care niciodată nu i-ați văzut. Sunt foarte vicleni, șmecheri. Dar vreau să înțeleg, de ce dumneavoastră spuneți că acei bani care acum se împrumută de la aceste trei bănci pentru salarii, pensii și așa mai departe, într-adevăr este vorba de o sumă extrem de mare, din câte eu cunosc din presă, mă ulțuriți crea că este vorba deja peste 6 miliarde de lei.
De ce spuneți că acești bani, acest împrumuturi, împrumuturi pot fi numite la fel furt? De ce? Fiindcă finanțarea externă nu vine în Republica Moldova. Asta în primul rând. La un moment dat, băncile comerciale nu se mai poate să mai acorde aceste, să spunem așa, împrumuturi în Ministerul de Finanțe. Ce va face Ministerul de Finanțe? Să va duce iar la Banca Națională cu să împrumute o sumă de bani care trebuie să întoarcă băncile comerciale cu dobânda care o solicită ei, adică suma creditului și plus dobânda. Și această, și această sumă va fi solicitată iarăși din rezervele băncii naționale, vreți să spuneți? Asta este una din variante. Sau o altă variantă să îi convingă cumva pe Fondul Monetar Internațional să le vie, să-i ajute să redreseze situația. Adică iară trebuie să vie, să vie investiții din afara țării. Dar ei nu vor veni până când ei nu vor vedea o soluție referitor la problema legată de furtul miliardului, furtul miliardului din rezervă, din rezervă valutară a țării. V-ați uitat acum recent că chiar și domnul Voronin a ieșit și a spus că premierul Gaborici urma să se mai semneze încă o dispoziție secretă de 7,5 miliarde. Ce e asta? Asta este unește diversiune economică contra statului. Domnul Goffman, și totuși întrebarea pe care lumea mi-a adresat-o de cele mai multe ori în ultimele două săptămâni de când ați apărut în spațiul public, e adevărat că acea emisiune a făcut multe valori, lumea nu prea v-a cunoscut înainte de asta, toată lumea mă întreabă care sunt adevăratele motive de ce Goffman a început să vorbească acum. Ați putea spune acum de ce Goffman? Eu n-am început să vorbesc acum, fiindcă în cercurile închise toți mă cunosc și știu ce documente am elaborat eu. Ele toate au fost trimise tuturor organelor de forță, procuratură, CNA, SIS și poate mai mult că ei și erau și membri grupului acestui de lucru. Faptul că ea nu ies acum, eu am încercat să vorbesc cu fiecare în parte. Ieșiți și spuneți. Ce pierdeți voi? Că suntem, că alții că deja nu mai vreau nimic, că nu știu cum. Oameni buni, până la urmă, fiți bărbați. Bine, eu pe doamne înțeleg că au copii și nu știu, și mă rog, poate sunt alte aspecte legate de copiii acestora. Dar sunt bărbați care trebuie să fie bărbați. Cu atât mai mult că ce? Asta oricum o să apară. Nu astăzi, mâine, mai poi mâine. Noi suntem pe un butoi de pulbere, care la momentul de față, fără partenerii externi, noi nu suntem să o scoatem în capăt. Și toți, pur și simplu, întind la maximum să mai treacă ceva timp. Și faptul că am apărut eu, dar ce ați vrut să tac din gură? Asta de-a mâine e cu totul ieșit din albea legalității. Trebuia să tac din cur ca să fie aprobat proiectul ăsta de lege în Parlament? Știți cum, pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, chiar nu prea contează care sunt motivele adevărate de ce ați început să vorbiți. Ce e drept, eu înțeleg că ipoteză că dumneavoastră ați ieșit pentru ca să vă protejați, pentru că știați că ceva vi se pregătește și de ce așa ați ieșit ca să vă construiți inclusiv imaginea de o victimă, poate avea dreptul la existență, e posibil și asta. Nu vorbiți de mine de victimă. Eu niciodată n-am fost victimă, astea sunt riscurile profesiei care am avut-o eu. Și dacă... ce fel de victimă sunt eu? Că am început să vorbesc și încercam să-mi fac meseria cum trebuia să fie. Astea sunt riscurile profesiei mele, care eu mi le-am asumat și am mers conștient la chestiile astea și știam ce urmează. Cu toate, voi cred că nu cunoașteți multe detalii, că ele până acum nu au fost date publice. Scrisori anonime cu diferite denigrări și în adresa lui Tapiola și lui ambasadorul Mozer Statelor Unite și mulți alte ca până la urmă, ci să fie identificat persoana cei care a scris scrisoarea dată și să spui că asta este o provocație de prost gust. De cine a organizat provocații la adresa dumneavoastră? Unele persoane în interiorul CNA-ului. Ei trimiteau scrisori la adresa șefului delegației UE, Pirca Tapiola? Așa este informația care s-a organizat de către unele persoane care executau niște indicații de pe o adresă din municipiul Chișinău. Care a fost în general reacția celor... Da, spuneți, eu cer scuze. Și chestia respectivă care am solicitat eu sunt de pază de stat, asta nu de atât că eu nu am cu ce mă ocupa. Eu nu am nevoie de imagine. Când am trecut testele de integritate a guvernării, pentru mine este o cinste și o onoare.
poate eu voi face tot posibilul ca să trec teste de integritate a cetățenilor Republicii Moldova. Și o fapt că mă aflu în Statele Unite, eu încerc să fac din contul meu mai multe chestiuni. De apropo de testul de integritate și în general de asemenea teste, domnule Goffman, eu mă duc aminte că atunci când CCCIC-ul a fost reformat în CNA, în presă s-a scris că toți angajații CNA vor trece testul la poligraf. Înainte de a fi reangajați, ca virgulă contractele lor să fie semnate din nou, să zicem așa. Da. Dumneavoastră ați trecut testul la poligraf? Da, sigur. Cu toate că legislația nu exista, am mers pentru a evita anumite speculații referitor la... Că eu știam ce mi se pregătește. Dar asta în ce an ați trecut testul la poligraf? Dacă nu mă greșesc, în 2013. Da, în 2013, în luna, posibil, o secundă. În 2000, pot să mă încurc. Dar înainte ca să faceți parte din Comisia Secretă? Paralel? Da. Spuneți-vă, rog, dar au fost și alți angajați din cadrul CNA care n-au trecut test la poligraf? Din câte cunosc eu, da. Anume cei care erau prea independenți și cu viziuni separate de cei a conducerii. Deci cei care au fost independenți n-au trecut testul la poligraf și n-au fost reangajați de către CNA? Posibil. Fiecare caz trebuie luat în parte. Eu vorbesc vorbim de cazul meu. Nu mi s-au dat întrebările referitor la testul de poligraf, cu toate că nu era legea intrată în vigoare, nu era comisia care trebuie să se ocupe. Că până la urmă să mi se dea anumite întrebări care niște persoane care nici nu-i cunosc. Și până la urmă să mă trezesc cu un document desenat în viziunea lor legal, lasă fie așa cum este. Atunci ce vă deranjează așa tare, unde sunt eu și cu isteria asta mediatică? Lăsați-mă cu Dumnezeu, eu să-mi fac ce pot eu face și unde mă aflu eu, când o să vie timp, eu mă apropii la procuratură când mă reîntorc în țară după ce îmi termin activitățile și atunci eu o să explic tot mecanismul, mai multe persoane care au fost implicate în pregătirea furtul miliardului și toate tentativele de am dezbatere de la investigații care le-am inițiat eu. Că primele, spunem așa, măsuri represive față de mine și familia mea, ele au început aproximativ din luna iunie 2013. Asta e legat de mai multe aspecte, legat de faptul că eu am solicitat impozitarea companiilor offshore care se tranzitează Republica Moldova. Acum vă imaginați faptul că United Limited, adică Fortuna United, LP din Marea Britanie, care, spunem așa, a dat garanție pentru companiile care au scos mijloacele valutare din Banca Națională. Acele 5 companii offshore. 5 companii offshore. Dacă erau impozitate cu 7%, avea să-i deranjeze pe persoanele care au beneficiarea efectivă. Normal că da. Lumea. Ar fi primit cu 7% mai puțin. Ce m-am ales? Eu m-am ales cu încetarea unui dosar, m-am ales cu într-o dimineață, cu doi reprezentanți de la poliție, cu doleanța de a face percheziții la mine în apartament. Ștefan cel Mare, 71, apartamentul 18. Motivând asta când a fost? În 2013. Motivând că s-au încurcat cu adresa călcaut ca atare pe Goffman Alexei. Și mi s-a părut foarte interesant. Cel mai interesant, știți care e faptul? Că dosarul respectiv a fost clonat de Procuratura Municipală, adică nu de ei, de la poliție, le-au dat o notă referitor la intentarea unui dosar penal și Procuratura Municipală a intentat dosarul respectiv și i-a dus pe ei. Ulterior am aflat că Procuratura a fost dus în eroare. Menționez că dosarul respectiv deja era pus pe rol și se examina de către Procuratura Anticorupție, în care dar baza pornirii acestui dosar este
a fost de propusă, înaintată spre intentare de către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor. E vorba de SRL ale Gor Comerț. Ulterior, dosarele respective, am încercat să, spunem așa, să abordez întrebarea asta la calm, fiindcă astea sunt standarde, situații nestandarde când la cineva, un șef de așa rang vine acasă și cel mai interesant, cu un dosar clonat, care tot noi l-am inițiat și cineva altul vine ca să ne intimideze pe aspectul dat. Ulterior, am fost solicitat să nu fac, spunem așa, mari abordare pe problema dată, adică mai corect spus, un scandal. Dar cine v-a spus, v-a sfătuit să nu faceți scandal? Mi-a spus o persoană. Cine? Dosarul din cadrul Procuraturii Municipale a fost retras către Procuratura Anticorupție și ulterior dosarul a derulat în continuare. Dosarul este remis în judecată, cu toate problemele care au fost pe dosarul acela. Iar de sume enorme luate de credit, dacă nu mă greșesc, vreo 2 milioane de euro de la Banca de Economii. Domnul Goffman, cel mai interesant, că CNA-ul niciodată nu m-a chemat, sau după regulile, după instrucțiunile CNA-ului, trebuie eu să inițiez o procedură disciplinară și să se clarifice de ce s-a întâmplat așa ceva. Eu n-am văzut, nici n-am fost chemat. Eu nu uit faptul că am ajuns să inventeze ceva, că n-am vrut să vin, n-am dorit ceva să fac, tot așa mai departe. E că v-am spus unul din cazuri care, spunem așa, cum să încerca intimidarea noastră. A unor care se opuneau la multe aspecte. Dar, în general, acum ați putea spune, oamenii care încearcă să se opună sistemului, au mai rămas în sistem? În general, cum ei pot lucra în continuare în acest sistem? În sistem rămas persoane oneste, profesionale, dar ele lucrează tacit, fără a intra în conflict cu însăși puterea, dar documentele să se pună alături. Într-o bună zi, toate chestiile astea se vor pune pe masă și o să vedeți ce o să se întâmplă. Că nu e numai vorba numai de cazul furtul miliardul. Sunt situații foarte multe legate de... Haideți să vorbim și despre alte situații. Domnule Goffman, dumneavoastră ați fost șeful adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere Spălării Banilor din cadrul CNA. Da. Da. N-aveți cum să nu știți despre spălarea miliardelor rusești prin sistemul bancar din Republica Moldova. Unii vorbesc despre 18 miliarde, alții vorbesc despre 22 miliarde de dolari. În presă, despre câte miliarde e vorba? Puteți să-mi spuneți exact? Nu, dacă vorbim în dolari, suma este corectă. Plus minus, adică 18 plus și ceva, 18 miliarde de dolari. Timp de 4 ani, prin sistemul bancar din Republica Moldova, au fost spălați acești bani. Da. Cum asta a fost posibil, când noi avem Centrul Național Anticorupție cu un serviciu special privinire și combaterea spălării banilor din cadrul CNA? Pentru că eu, din câte înțeleg, banii au fost spălați. Pentru că acum există un dosar penal în Federația Rusă în care figurează 46 miliarde de dolari și acest sistem de spălare este numit chiar moldavska schema. Da, este. Nu, da, este așa ceva. Dar perioada, eu nu vorbesc de suma concretă, fiindcă au mai fost pornite în Federația Rusă și alte dosare, dacă nu mă greșesc, s-a mai spălat ceva prin Unibank din decembrie 2014 până în 2015. Dar bine, revenim la aceste 18. Adică, da? Numai o clipă. Adică decembrie 2014, ianuarie 2015, atunci mai, era mai, deja... Mai. Atunci, mai 2015, atunci deja era administrarea specială din partea Băncii Naționale din această bancă. Foarte bună întrebare. Deci banii s-au spălat prin intermediul Unibank chiar și în timpul administrării speciale? Așa reiese. Foarte bună întrebare. Dar dumneavoastră o spuneți pentru că aveți date concrete privind spălarea banilor în perioada aceea? V-am spus perioada. Urmează doar să verificați la Banca Națională. Bine, ne întoarcem la cele 18 miliarde care s-au spălat prin sistemul nostru bancar timp de 4 ani, după o scurtă pauză de publicitate. Totuși aș vrea să ne povestiți cum asta a fost posibil. Rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe.
Am revenit la Interpol, continuăm să discutăm cu Mihail Goffman, direct prin Skype din Washington. Domnule Goffman, ne auziți? Da, da, sigur. Deci, înainte de pauză, eu v-am întrebat despre acele 18 miliarde de dolari care au fost spălați prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova timp de 4 ani, din 2010 până în 2014. Cum asta a fost posibil? Ele, în principiu, au început la sfârșitul anului 2010. Toate informațiile care parveneau de la băncile comerciale din care se efectuau transferurile, ele se raportau timp de 24 de ore, fiindcă toate relațiile companiei offshore se raportează CNA timp de 24 de ore. Sau în 24 de ore. De obicei, sistemul era pus așa că ele se raportau imediat. Ele, toate informațiile date erau plasate scrise în baza unor rapoarte și remise Departamentul Urmăririi Penale. Ele se examinau în cadrul dosarelor legate de executorii judecătoresc. Stați o clipă. Timp de patru ani, CNA-ul monitoriza serviciul dumneavoastră în care ați fost șef adjunct toată perioada aceasta. Monitoriza cum acești bani sunt transferați pe conturile companiilor offshore, în urma deciziilor instanțelor de judecată, apropo, și nu se făcea nimic? Ele erau examinate în cadrul urmăririi penale, în baza dosarelor penale intentate de executorii judecătorești. Primul era, dacă nu mă greșesc, un executor de la Elveni, domnul Chihai. Turma a fost încă cineva și ultima, dacă nu mă greșesc, doamna Mocanu, care până la urmă a fost achitată în instanța de judecată Boiucani, adică prima instanță. Mă rog. Eu nu înțeleg, domnul Goffman, vă rog să-mi explicați încă o dată, poate nu înțeleg eu ceva. Deci, timp de 4 ani această schemă funcționa. Se intentau dosare penale pe numele executorilor judecătorești. Da. Dar schema funcționa, ea nu se oprea. Deci înseamnă că tot știau, procuratură, CNA, executorii, nu știu, probabil, crâșa politică, cum se spune, și schema nu se oprea, ea funcționa timp de 4 ani. Cum e posibil? Dumneavoastră dați singur foarte multe întrebări, care deja trebuie să aveți și răspunsurile. Ele rezultă de la sine. Mai mult ca atât. În primăvara 2013, când conducerea s-a reîntors la Comitetul de Stabilitate Financiară, una din ședință, trebuie să mă uit data, s-a solicitat, nu știu ce mi-a pus mie în sarcină, să găsesc 2 miliarde de lei pentru acoperirea găurii formate în bugetul de stat. Adică a venit Ministrul Finanțelor, dacă nu mă greșesc, chiar atunci domnul Arapu, și a solicitat să ajutăm că trebuie de găsit surse financiare să stupăm o gaură în bugetul de stat. Nu știu de ce. S-a adresat la CNA. Nu. Nu știu de ce asta i-a revenit CNA-ului și eu am primit dedicație să găsesc sursa, dacă putem să vorbim așa. Sau duci și gândește, tu la noi ești expert în spălare de bani, vezi ce se poate de găsit și cum. Până la urmă, vă spun cinstit, a făcut o analiză referitor la fluxurile cu companiile de tranzitare cu companiile offshore din Republica Moldova și dacă la 1 ianuarie 2013 avem 218 companii offshore cu care se conlucra permanent pe anumite tranzacții, în fiecare lună în perioada aceea s-a pornit o avalanșă de deschidere a companiilor offshore și acordarea diferitor persoane, că mai nu fiecare fermier avea offshore-ul său, s-a simțit, spunem așa, pe primul trimestru 2013 au fost identificate o cifră de afaceri 51 de miliarde de lei. Adică dacă noi aprobam modificările la lege cu 7%, vă imaginați că noi deja de mult acopeream deficitul ăsta bugetar care s-a creat în acest moment. 51 de miliarde de lei, asta suma banilor transferați pe conturile companiilor offshore, în ce timp? Numai pe 6 luni 2013. Deci, din Moldova, cineva a transferat timp de jumătate de an 51 de miliarde de lei? Nu cineva din Moldova. Se tranzita prin intermediul Moldovei. Se tranzita.
Da, asta da. Erau banii cei care se spălau prin sistemul bancar din Republica Moldova. Inclusiv și aceia, inclusiv și alții mai mici care aveau... Bine, eu înțeleg. Dumneavoastră ați propus acele 7%, s-a refuzat. Așa și n-ați spus cine exact s-a opus aceste inițiative de a impozita cu 7% banii tranzitați prin Moldova. Cine s-a opus? Bine, a mai urmat un raport pe anul... Vă explic imediat. A mai urmat un raport... Pe 9 luni s-a format o cifră de afaceri, adică tranzitare, de 93 de miliarde de lei. Adică se vedea că nu se mișca nimic. Din conducere CNA-ul a trimis scrisorile respective semnate că ce propunem noi ca să spunem așa, ca bugetul statului să aibă totuși până la urmă și ceva în buget de la... Rău, sunt niște opțiuni. Mulți spun că nu este corect, mulți spun că este corect. Mulți spun că asta este legalizarea țării noastre ca și offshore. Nu, noi de mult suntem o țară offshore, pur și simplu neoficială. Și toate, acum vă imaginați că este 7% care trebuiau să fie impozitate, trebuiau să ajungă în buget, dar ele în realitate au ajuns în buzunarele private a unor persoane, din extern, din intern. După ce am remis scrisorile în adresa guvernului, eram cărat pe la diferite ședințe că, și încercau să mă convingă că eu nu am dreptate, că nu... asta nu o să dea nimic și așa mai departe. Normal. Cine vă spunea că nu aveți dreptate? Vreo două ședințe cu șeful aparatului guvernului, domnul Roșca, o persoană și încă un domn a doilea anunț în familie. Domnul Goffman, poate dumneavoastră și nu aveți dreptate, eu cum nu mă bag în această poveste, mie îmi pare mult mai grav altceva ce spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră, în calitate de fost șef adjunct al serviciului, repet, prevenirea și combaterea spălării banilor, în 2013, la solicitarea Ministerului Finanțelor, făceați un fel de cercetare de unde se putea diluat bani ca să acoperiți gaură din buget, 2 miliarde de lei. Și dumneavoastră, ca o sursă de venit, ați văzut suma banilor tranzitați prin Republica Moldova. În 9 luni peste 90 de miliarde de lei s-au tranzitat. În 4 ani noi știm, 18 miliarde de dolari. 93. Deci, riese că serviciul privind combaterea spălării banilor recunoștea că banii se spală, dar nu făcea nimic timp de 4 ani. De ce puneți în sarcina serviciului suma respectivă? Noi am colaborat cu serviciile similare de psihotare și toată informația care noi acumulam, ele se transmit anchetei. Noi nu facem anchetă. Noi acumulăm probele, schemele și convingem urmărirea penală și procurorii că uitați-vă, aici este problema. Dar dumneavoastră pe fiecare, uitați-vă, de exemplu în cazul, nu știu, pietă, ultimul caz care a fost condamnat fostul prim-ministru Vlad Filat. Noi am văzut cât de repede și bine au colaborat cei din CNA, cei din Procuratura Anticorupție. În 9 luni, chiar mai puțin, câte luni au trecut din octombrie, omul a fost și condamnat. Deci, uneori se poate foarte repede de conlucrat. În cazul miliardelor care au fost spălați prin intermediul sistemului nostru bancar, nu știu de ce, eu n-am văzut această conlucrare. Reiese că toți știau că banii se spală, doar că atunci când trebuia de reacționat prompt, nu se reacționa, nu știu, judecătorul ieșea pe foaie de boală sau nu știu, cine a trimitat mai târziu. Bine, eu pur și simplu vreau să înțeleg de ce în cazul dat nu se conlucra repede și de ce repede nu se oprea spălarea banilor prin intermediul sistemului nostru bancar. Apropo, toți judecătorii care s-au ocupat de emiterea acestui... Domnul Goffman? Alo? Din păcate nu vă auzim, noi luăm o scurtă pauză. Ele se examinau în cadrul dosarelor penale. Nu uitați, domnul Goffman, da, noi nu este, era în Federația Rusă. Eu cer scuze, noi nu v-am auzit timp de 30 de secunde. Da. Acum ne auziți bine? Alo? Noi vă auzim. Acum? Ne auziți bine? Da. Haideți mai bine, luăm o scurtă pauză de publicitate, noi vă telefonăm încă o dată, pentru că este foarte important ce spuneți dumneavoastră și aș vrea să nu avem deficiențe tehnice. Revenim în câteva clipe. Am
Am revenit în studio, vă aduc aminte că noi avem legătură prin Skype cu Washington, unde se află cu Mihail Goffman. Domnule Goffman, ne auziți? Da, 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 vă ascult. Înainte de pauză, sunetul a dispărut și răspunsul la întrebarea cum era posibil că timp de 4 ani 18 miliarde de dolari să fie spălați prin intermediul sistemului nostru bancar, și asta n-a fost oprit nici de CNA, nici de procuratură, nici de sistemul nostru judecătoresc, ba mai mult, noi cunoaștem că datorită sistemul judecătoresc această schemă a fost posibilă. Cum? Cum o numiță, doriți o numiță chestia dată? Judecătorii toți au fost avansați în funcții foarte bine, avansați chiar și după ierarhie. Toți care au emis hotărârile de judecată. Alo, mă auziți? Da, vă aud foarte bine. Plus la aceasta, cum am menționat, foarte greu mergea informația din Federația Rusă. Dar asta înseamnă că cineva din Federația Rusă a fost interesat ca informația să nu ajungă la timp? Nu știu, eu nu pot să dau o apreciere ce se face în Federația Rusă. Bine, pe mine nu pot să dau o apreciere ce se face în Moldova. Domnule Goffman, exact. Pe noi ar trebui mai puțin să ne intereseze ce a fost acolo în Federația Rusă. Mă interesează cum au reacționat organele noastre de drept în acest moment. Eu corect înțeleg că timp de 4 ani, la nivel de instituții de stat, cineva încerca să demonstreze un fel de activitate, deci simula un fel de activitate în sensul combaterii spălării banilor, dar de fapt schema funcționa bine, mersi, și beneficiarii principali câștigau? Păi dacă vă dați chiar să facem o mică concluzie indirectă. De ce nu ar dori ea să chiar să impozităm aceste 7%? Dumneavoastră nu înțelegeți că astea 7% mergeau unde la cineva în buzunarul cuiva sau la câțiva? Chiar și să fie din afară, chiar și din intern. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă s-adoptam mecanismul respectiv care l-am propus eu, un mecanism foarte simplu. Dacă tot noi oficial suntem o țară de tranzit cu companiile ușor, dacă putem să utilizăm formularea respectivă, se primește că statul, de la aspectul dat, trebuie să se întreprindă anumite măsuri legislative ca să implementeze aceste aspecte. Eu am propus foarte simplu și soluționa foarte rapid. Adică impozitarea cu 7% sau să fie recunoscut, dacă tot se tranzitează în Republica Moldova așa, mijloace financiare, să fie recunoscut toată Republica Moldova ca companie offshore cu respectarea prevederilor de prevenire și combatere spălării banilor sau formarea unui oraș sau unei zone economice libere. Asta ar însemna că noi așa veșnic am putea să fim o platformă bună pentru cei care spală bani în întreaga lume? Corect. De ce până ziua de azi nu s-a întrebat nimic până pe aspectul dat? Toți... Domnul Goffman, spuneți-mi, vă rog frumos. Totuși... Dacă îmi permiteți o mică remarcă, în legea 845, prin la întreprinderi și antreprenoriat, am propus să fie introdus o nouă noțiune de companie. Companie care nu are legătură cu sistemul bugetar și fiscal, cu bugetul Republicii Moldova. Și problema asta se rezolva de la sine, automat. Practic se formea fix același principiu cum funcționa și companiile ușor din alte state. Simplu. Și nimic complicat aici, trebuiau două, trei legi să introduc modificări și problema era soluționată. Aceasta a fost inițiativa dumneavoastră personală sau cineva v-a sugerat-o? Mie mi s-a dat indicații să identific sursa. Eu am identificat sursa. Domnule Goffman, totuși revenim la aceste 18 miliarde care s-au spălat de 4 ani. Eu așa și n-am înțeles cum a fost posibil. Dumneavoastră spuneți că CNA-ul trimitea informațiile. Dar unde CNA-ul trimitea informații? Noi am format procuratura, dacă vorbim de 2013, noi am format guvernul, chiar că prin noi se tranzitează așa mijloace bănești, adică din tranzacții ieșite din companiile offshore. Și
Dar dumneavoastră, că CNA-ul nu era în obligațiunea CNA-ului să verificați câți bani din aceștia sunt banii murdari care se spală? Pentru că eu înțeleg că nu... Ca să demonstrăm sursa că banii respectivi sunt murdari, trebuie să solicităm de unde provin banii respectivi. Dacă ei ne confirmau că banii respectivi sunt murdari, adică provin din activități ilegale, atunci noi trebuie să întreprindem măsuri de derivare. Atâta timp cât ele doar se tranzitează și nu se și noi nu cunoaștem faptul că ele provin din activități ilegale, ce putem să le facem noi lor? Cine au fost beneficiarii principale acestei, eu nici nu știu cum să numim această schemă, schema miliardelor, pentru că e vorba de cel puțin 18. Cine au fost beneficiarii? Am făcut, dacă nu mă greșesc, RiseMD, am făcut o analiză foarte detaliată pe cine sunt beneficiari în Federația Rusă. Un cetățean, Grigorev, mai sunt acolo. Mă interesează mai mult cetățenii Republicii Moldova. Din Republica Moldova, cine au fost beneficiarii principali ai acestei scheme? Eu n-am stat cu ei la masă să discut de legat de ce nu s-a aplicat coeficientul de 7%. Fiindcă, bineînțeles, că... Eu cum nu despre 7% vorbesc. Eu cum vorbesc despre faptul că timp de 4 ani instituțiile noastre... Bine, ați explicat ce a făcut CNA-ul. Dar da, în cazul judecătorilor care adoptau decizii în baza copiilor Xerox, eu țin minte foarte bine acel caz grav, când în baza unei copii Xerox, un judecător a avizat, să zicem așa, pozitiv, transferarea a aproape jumătate miliard de dolari. Asta este ceva ieșit din comun. După mine... La cazul de la Telenești, posibil. Deci, după mine, CSM-ul ar trebui cel puțin să se autosesizeze, să verifice cum, dacă totul a fost corect. Este vorba de o sumă uriașă pentru Republica Moldova. Spuneți-mi, la nivel de stat, cum era posibil ca judecătorii să nu fie atinși? Dumneavoastră chiar ați spus că cei care au fost implicați în această schemă au fost avansați. Alții au fost lăsați cu bine să plece din sistem. Tot cei care au semnat sau, mă rog, au emis aceste hotărâri de judecată, într-un fel sau altul, văd din presă că ei sunt avansați, remunerați și tot așa mai departe. Adică, mă rog. Spuneți-mi, asta ar însemna că la nivel de stat, la cel mai înalt nivel politic, această schemă ar trebui să aibă crâșă, da? Să spunem așa. Cred că toată lumea ne va înțelege. Așa e? Natal, eu nu fac politică. Noi am vorbit acum... Eu nu vă întreb acum despre nume. Ca fost angajat al CNA-ului, puteți să înțelegeți de ce? Fost nu există. Faptul că nu lucrez în CNA, asta nu înseamnă că sunt fost. Fost angajat nu există. Faptul că omul care s-a ocupat de combaterea spălării banilor, ar trebui să... Nu, trebuie să înțelegeți cum e posibil așa ceva timp de mai mulți ani. Spuneți-mi, din experiența dumneavoastră, e posibil ca o asemenea schemă să funcționeze fără ca oamenii la cel mai înalt nivel, care controlează justiția, care controlează organele de drept, să nu știe despre asta și să nu fie de acord cu această schemă? Bineînțeles că nu. A fost bineînțeles că nu cunoască sau să știe. Dar faptul că n-au intervenit la timp înseamnă că au avut și ei interes? Eu nu știu. Trebuie de procuratorul care să expui să identifice cine și trebuie de conlucrat cu organele din Federația Rusă. Pe cine cunoști că interlopii de acolo, pe interlopii din Republica Moldova, care s-au ocupat de chestia respectivă. Și ce au avut de la asta? Și de ce? Dar să întrebăm și pe ișlalți. De ce nu se susține ideea că noi totuși să impozităm, să aibă și bugetul ceva? Noi știu, acum noi avem o datorie externă, dacă mă greșesc, ajunge la 36 de miliarde și cu datoria internă nu știu ce să mai facem din ea. Adică dacă avem 6 miliarde și plus încă astea care, să spunem așa, la ziua de azi, 13 miliarde, care nu știu cum să le aranjeze, atunci... Domnule Goffman, ceea ce spuneți dumneavoastră ar însemna legalizarea țării noastre ca un offshore. Aici există păreri diferite la acest capitol. De mult suntem o țară, spunem așa, că offshore. Problema este la nivel de stat. De reglementare juridică, la noi lipsește... Eu înțeleg, dar la nivel de stat, cum e posibil că noi să fim deja
chiar și neoficial, o țară offshore. Cum e posibil? Asta înseamnă că cei care le conduc... La un simplu șef adjunct, adică nu simplu șef adjunct, la un șef, fost șef adjunct, niște explicații care nu țin de nivelul meu. Bine, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, anul trecut în acest studio, a spus că principale beneficiari ai acestei scheme ar fi fost Vyacheslav Platon și Vlad Plahotniuc. Vyacheslav Platon, potrivit lui Ion Sturza, ar fi cel cu ideea, Vlad Plahotniuc cel care garanta implementarea ideii pe teritoriul Republicii Moldova. Dumneavoastră sunteți de acord cu asta sau nu? În principiu, da. Da. Dar e posibil ca vreodată asta să se oprească? Vă explic. Întrebarea asta se oprește foarte rapid. Prin implementarea acestor două măsuri care le-am propus eu, simple de impozitare. Nu vă place 7%, dar spunem 3%. Dar să analizăm... mă rog, situația din țară, situația de țărilor emergente care este în jurul nostru, da? Și introducerea noțiunii noi. Și întrebarea asta soluționează foarte rapid. Pur și simplu, până în ziua de azi, nimeni nu are interesul respectiv să introducă, să adopte cadrul normativ, juridic. Domnule Goffman, înseamnă că este interes. Înseamnă că este interes la cel mai înalt nivel. Eu altă explicație nu am. Asta e. Domnule Goffman, ați spus că nu doar furtul miliardului este subiectul care ar trebui să ne intereseze. Am vorbit deja de 18 miliarde. Înțeleg că asta n-a fost subiectul dumneavoastră profesional, dar totuși, ați putea să ne spuneți, din experiența pe care o aveți, cum era posibil ca aeroportul internațional Chișinău să fie concesionat unei companii care... a fost creată cu ceva timp înainte, care avea același sediu ca și alte companii afiliate cu Elon Shore, era extrem de ușor de înțeles din start că n-a fost vorba de un aeroport de talie internațională, cum ne se promitea, și era extrem de ușor de aflat ceea ce a aflat grupul secret despre care vorbiți dumneavoastră în 2013, că acea emisie suplimentară din BEM a fost una fictivă, tot din banii BEM. Cum a fost posibil ca aeroportul să fie concesionat? Vă dați seama? Iarăși îmi dați întrebări care urmează să fie adresate cine era la conducere în acea perioadă și necesitatea economică de a transmite un obiect strategic. Până la urmă s-a adevărat că nici nu investor strategic, nici nu este investor, nici investor. Și îți primește... Dar ce se întâmplă la ziua de astăzi? Cine este concesionarul aeroportului? Din câte eu știu, o companie offshore a rămas cu 95%. 95% care a fost în Belize, ulterior în insulele Virginiei Britanice, și din cei ce am auzit eu de pe aici, am auzit că faptul că mai nu... concesionar, adică companie offshore care la ziua de azi este sub jurisdicția Marii Britanii, mai nu a fost inițiat procedura de insolvabilitate. Chiar o să verific aspectul dat și foarte interesant o să primească. Deci compania care a concesionat aeroportul acum este în proces de lichidare? Da, așa am auzit și chiar voi verifica informația în cauză. Și apare întrebarea: ce faci? Ce se întâmplă la noi în Republica Moldova? A cui mai aparține deja aeroportul? Că doar aeroportul a fost concesionat anumitor companii. Bine. Cum și cu mai multe detalii urmează să expui alte... Deja s-au expus și comisii parlamentare și nu știu mai cine acolo. Problema este alta. Da, vă rog. Cine este concesionarul la ziua de azi aeroportul nostru? Cine este... A cui aparține compania asta offshore? Că au fost la început unii... Nouă ni se spunea că Elon Shore stă în spatele acestea. Credeți că deja alte persoane? Da, din aeroportul respectiv. Problema este alta. De ce? Dacă se confirmă faptul că compania respectivă este în procedură de insolvabilitate și e inițiată procedura respectivă în statele... în Marea Britanie,
Mie mi-e greu, dar chiar și spun cine este proprietarul acestui aeroport la ziua de azi. Puteți, deci faceți un fel de aluzie că nici măcar nu Elon Shore la ziua de azi este proprietarul acestei companii. Fac am zis că are o cotă mică Alo. deja. Ce ați spus? Eu ce scuze, ce ați spus? Deci nu Elon Shore deja stă în spatele aeroportului Chișinău? Domnul Goffman, de păcate nu vă auzim. Urmează să fie verificați beneficiari efectiv. După părerea mea, din ceea ce înțeleg eu, mi se pare că dumnealui are doar o cotă mică din aeroportul respectiv. I-a mai rămas din aeroportul respectiv. Eu ce am vrut să menționez, din câte cunosc eu, mâine am înțeles că o să apară o reacție a Ministerului Afacerilor Externe a Marii Britanii. Urmarea, spunem așa, unor solicitări din partea unui lord de Hever, în Marea Britanie, referitor la cum va reacționa sau cum a reacționat guvernul Marii Britanii, referitor la spunem așa, dacă Fondul Monetar Internațional va iniția o procedură de verificare a cum a fost posibil jaful secolului. Și chiar e interesant ce reacție va avea, adică ce reacție va avea Ministerul Afacerilor Externe a Marii Britanii și normal că nu vom uita cu atenție la faptul ce va răspunde guvernul Marii Britanii Camerei de Lordilor din Marea Britanie. Dar de ce furtul miliardelor i-ar interesa pe cei din Marea Britanie? Fiindcă compania Fortuna United, care a dat garanții pentru acele cinci companii moldovenești de scoaterea 13 miliarde din băncile care la moment sunt în procedură de insolvabilitate, e vorba de Banca de Economie, Unibanc și Banca Socială, este sub jurisdicția Marii Britanii. Și dumneavoastră știți la sigur că va apărea un comentariu oficial al Ministerului Afacerilor Externe Am așa o al Marii Britanii. Eu am înțeles, domnule Goffman. Mai este un subiect pe care vreau să-l discut. Eu data trecută v-am întrebat, dar tare, tare fugitiv, pentru că nu mai aveam deja timp. Astăzi, de la activistul Anatol Matasaru, eu am primit un material video, de fapt este un material video mai vechi, cu casele din Poiana Domnească, din Dumbrava. Se știe că aveți acolo o casă înregistrată pe numele mamei dumneavoastră, o casă frumoasă. Pe mine ce mă interesează? Din acel video este clar că printre vecinii dumneavoastră se numără Constantin Botnar, ceea ce ați recunoscut data trecută, Gheorghe Cavcaliuc, șef adjunct al Comisariatului General de poliție, Vicislav Ceban, fost angajat al MAI-ului de la penitenciare. Eu vreau să înțeleg, pur și simplu, cum așa se întâmplă că așa oameni ajung să trăiască alături și din câte eu am înțeles de la Anatol Mătăsoară, dumneavoastră aveți chiar două porți. O poartă duce spre curtea lui Constantin Botner. E adevărat? În curtea lui Constantin Botner? Da, în curtea lui Constantin Botner. Deci Să aveți ieșire acolo. Fie odată pus punct. Organele competente asupra casei respective s-au expus încă în 2014. Cine interesează proveniența banilor, urmează să adreseze băncii Moldova Grain Bank, unde mama mea a păstrat mijloacele financiare parvenite din Federația Rusă când părinții ei, adică bunicii mei, s-au mutat cu traiul aici. Despre asta se știe Eu cum nu, că bine, eu știu, domnule Goffman, nu că nu mă interesează de unde ați luat banii, mă interesează foarte mult de unde ați luat banii, dar nu avem timp, din păcate, să mai discutăm asta. Sper să mai avem posibilitatea. Pe mine mă interesează, dumneavoastră acum spuneți lucruri deja două oară în această emisiune, lucrurile care nu le convin celor de la guvernare. Dar ei sunt vecinii dumneavoastră. Eu cred că așa oameni nu ajung întâmplător vecini ca domnul Cavcaliuc sau domnul Botnar și dumneavoastră sunteți vecini cu ei. Ar însemna asta că sunteți în relații mai apropiate, într-un fel faceți parte din gașcă, cum se spune, dar din anumite motive de 2 ani deja sunt, nu știu, ați început să nu mai fiți atât de apropiat? Eu niciodată n-am făcut parte din gașcă. Eu eram un fel de străinul între lor și
spun mai, sau invers. În primul rând, dacă o poartă se duce în un ograd al lui... Vă, este aberația, acolo, dacă mă greșesc, este drum. Nu e chiar așa cum se spune. Cei ce sunt de alți vecini, eu, mă rog, în principiu îi cunosc și pe 11, pe 12, pe 13, dar doar de la televiziune. Sau Dar cândva ne-am intersectat pe activitate în perioada respectivă. vă pare normal că, în general, oamenii care au lucrat foarte mulți ani pentru statul Republica Moldova în funcții publice, cu excepția lui Constantin Botnar, care mai nou e deja plecat din Parlament. Oricum, oamenii care lucrează pentru stat trăiesc alături, în așa case luxoase. Eu înțeleg că oficial pe hârtie totul e bine, dar nu vă pare Nu, ciudat asta? eu nu înțeleg întrebarea. Nu vă pare ciudat că oamenii despre care inclusiv acum dumneavoastră vorbiți că ar servi intereselor anumitor jucători, oameni influenți din Republica Moldova, sunteți vecini cu ei? Eu înțeleg că eu nu răspund pentru vecinul meu care trăiește peste peretele meu într-un bloc cu apartamente. Dar când e vorba despre nu știu, un sat sau ce e asta, o rezervație de elită în Dumbrava, în Durlești, unde e închis drumul, probabil nu întâmplător ajung acolo oamenii. Eu cu ce să devină? Că cineva a ajuns acolo sau nu, eu nu am Bine, ajuns. am înțeles, domnule Goffin. Pur și simplu vreau să... Da. Dar în relații bune sunteți cu vecinii dumneavoastră? Stranii care ele nu trebuie să se întâmple. Am înțeles. Dar sunteți în relații bune cu vecinii dumneavoastră? Nu sunt în relații cu nimeni. Sunt așa, de cunoștință. Nu cu vecini. O cunosc și pe domnul Cafcaliuc, nu o cunosc. Adică o cunosc despre fapt că el este și eu cred că mă cunoaște pe mine că eu sunt. Că știți că eram în verificări cândva la dumnealui, pentru verificare, în anumite perioade după eliberarea mea, dacă nu mă greșesc. Domnule Mă Goffman, rog. da, data trecută, bine, am închis acest subiect, data trecută, dumneavoastră ați refuzat să spuneți numele coordonatorului furtului miliardului. Dar în presă, după ce dumneavoastră ați apărut la Interpol, s-a vehiculat numele lui Sergei Ералов. Dumneavoastră ați putea confirma că este vorba despre Da, Ералов Sergei? este. Pur și simplu, domnul Eu vă rog, Sărat, repetați pentru că s-a întrerupt. dumneavoastră el are nevoie de pază la ziua de azi, că vă lămuresc așa cum este. Eu vă rog să El este... repetați pentru că a fost o deficiență tehnică. Sergei Ералов este coordonatorul. Da. Dar nu trebuie să spunem, el e coordonator, dar în spatele stau mult mai influente persoane și trebuie de diferențiat că mașinăria respectivă are nivelul 1 de executori, a doilea, a treilea, a patrulea și, mă rog, mă tem și spun, poate să fie și a cincilea. Deci, Ералов e, oricum, e executor, da, la aceste scheme. Da. Uitați-vă Dar spre dumneavoastră. de ce are nevoie de pază acum? Cine? Ați spus că Sergei Ералов are nevoie de pază acum. Nu de Sergei Ералов, eu A. vorbesc de domnul Sagaidac. Cu A. crima organizată nu se... Normal că poate tinereța dar nu se vorbește direct. Și nu trebuie de... Cu crima organizată nu se face... Da, ce a făcut el, a făcut un pas foarte bun. Bineînțeles că ce am spus eu s-a reieșit foarte clar cine sunt persoanele în cauză. El are nevoie de protecție, vă spun așa cum este. Sergei Sagaidac, dar dumneavoastră? Dar eu de-amu, știți cum de cum la chestiile astea reacționez, eu nu că pot să vă spun, cel mai vizionat film în următoarele zile, știți care o să fie? Care? E Iepurașul de suprapastei. Zaiați în beznă, este așa un film foarte bun. Îl recomand și prietenilor și neprietenilor să-l privească. Cu păreri de rău, la mine trebuie să Da, eu deja înțeleg. Încheiem și noi, domnule Goffman, trecem la tradiția noastră blitz interviu. Știți că puteți răspunde doar prin da sau nu, a mai rămas un singur minut. Nu vă reținem mai mult. Vă rog Așadar, frumos. Da. serviciile secrete americane sunt implicate în investigarea fraudei bancare din Republica Moldova? Nu cunosc la moment. Dumneavoastră ați fost contactat de ei sau de asemenea servicii pe acest subiect. Este interes
reciproc în investigarea acesteia. La emisiunea precedentă ați declarat că în calitate de fost angajat al CNA nu ați luat mită, dar ați luat cadouri. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră ați primit vreodată cadouri de la Viceslav Platon? Nu. De la Ilan Șor? Nu. De la Vlad Filat? Nu. De la Vlad Plăhotniuc sau oamenii din anturajul acestuia? Nu. Eu mă refer la cadouri când venea cineva de la banc și aducea o pleantă, o, mă rog, de obicei de sărbători, asta era de 8 martie, de anul nou, aduceau calendare de astea de perete. Și repet întrebarea mea pe care v-am pus-o și data trecută. După aceste două săptămâni, dumneavoastră vă temeți de securitatea dumneavoastră și a familiei? Priviți, vă rog, filmul Iepurașul deasupra prăpastiei. Recomand. Și dacă mai aveți ceva de spus, că deja încheiem emisiunea, poate aveți, poate aveți vreun mesaj pentru... Acum, ei, spunem așa, întotdeauna au fost, să numim așa, în vizorul serviciului nostru. Vă spun așa cum este. Nu contează cum, poate trebuia mai activ să facem, poate nu mai activ, dar ceea ce a încercat Serviciul Preventiv și Combaterea Spălării Banilor în 2013 să stopeze ce se întâmplă la ziua de azi, adică nu trebuia să ajungem la chestia respectivă. Noi acum suntem într-o situație unicală și toți nici nu pot să înțeleagă cum asta a putut să se întâmple. Eu am înțeles. Și când reveniți? Ultima întrebare. Când reveniți, domnule Goffman? Eu sper că în vreo 10 zile să mă rotunjesc și o să le depun toate mărturiile, tot respect față de procuratură, voi face toate mărturiile de rigoare. Eu am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc succes și da. Vă place Carlos Dreams? Ne place ce? Grupul muzical Carlos Dreams. Sigur că ne place. Are un cântec foarte bun, Eroina. Sper că nu de la droguri. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Goffman. O să un mesaj așa, mai voalat. Nu știu ce, ați observat că eu iubesc să vorbesc printre rânduri. Fiți atentă, fiindcă faceți emisiuni foarte dure și luați-o ca un sfat prietenesc. Oricum, eu vă mulțumesc. M-ați înțeles, cred că, ideea, da? Eu înțeles. Eu acum voi deschide paranteză. Eu am mai primit asemenea mesaje, domnule Goffman, în ultimele două săptămâni. Nu lăsați gențele undeva, nu lăsați nu știu ce. Când ieșiți din țară, verificați rata de rezervă. Sunt informații. Eu mulțumesc foarte mult, domnule Goffman. Dar oricum, dumneavoastră, succes și faceți un lucru foarte bun. Eu cu ce voi putea, voi ajuta. Dumneavoastră trebuie să ajutați Republica Moldova, nu pe mine. Eu mulțumesc foarte mult. Eu mă refer la Republica Moldova. Așa. Bine. Poate voi trece testele de integritate a Republicii, a cetățenilor Republicii Moldova, dacă n-am pus să le trec a guvernului Republicii Moldova. Eu mulțumesc, domnule Goffman. Eu sincer, nu știu din care motiv dumneavoastră așa mi-ați dat un sfat prietenesc, pentru că de fapt am și eu dispus câteva cuvinte. De fapt am și eu dispus câteva cuvinte în loc de încheierea acestei emisiuni. Știți cum, eu pot să le plac oamenilor, pot să nu le plac oamenilor, dar am surse peste tot. Inclusiv în instituțiile statului, șefii cărora nu prea mă iubesc din motive obiective. Nu vă putea spune din ce instituție am primit un mesaj săptămâna trecută. Este vorba de o sursă de-a mea care îmi scria înainte. Toate informațiile pe care mi le trimitea înainte se confirmau, erau foarte interesante. Dar iată ce mi-a scris această persoană. Bineînțeles că anumite lucruri, anumite paranteze nu voi deschide acum și nu voi citi toate mesajele, pentru că e vorba de protecția sursei mele. Prin intermediul acestei misiuni vreau să-i mulțumesc pentru că m-a preîntâmpinat. Eu am primit un mesaj. Bună, ai grijă, am auzit pe la noi că nu vei finisa cu bine. Te rog, ai grijă. Iar la telefon pune o parolă pentru orice eventualitate. Asta am auzit din discuții șefilor. Sunt șocați de ultimele emisiuni. Cred că asta e problema mai mare. Cred că ar fi bine să nu te dai la provocări care cu siguranță vor fi, că arde totul pe aici. Iar liniștea falsă este. Te asigur, fă curat prin tot ce poate fi folosit împotriva ta.
Mi-a scris numele persoanelor care se ocupă de cazul meu, nu le voi da nume, dar aceste nume sunt cunoscute și mie îmi sunt cunoscute și cândva neapărat voi vorbi cu ei personal. Eu cunosc cine se ocupă de cazul meu dintr-o instituție a statului, de anumite provocări care mi se pregătesc. Să țineți minte că anume ei, numele eu le cunosc, acum au mai multe indicații să se ocupe de dumneavoastră. Nu le place că a început să iasă totul și cartinca se strică. Dar ăștia doi, repet, numele lor eu cunosc, sunt câinii lor care execut ordinea. Ei vor încerca acum să vorbească și să mușamalizeze totul, dar vei fi atacate personal sau cum mai fac prin rude apropiate. Îmi pare rău de sistem în care fac parte. Dar la sigur ei sunt șocați de aceste emisiuni și nu s-au așteptat la așa ceva. Am mai scris omul să am grijă, de exemplu, de sala de forță în care eu merg, nu voi da nume ca să nu fac publicitate, pentru că niciodată nu știu ce se va întâmpla cu hainele mele la primul etaj, în timp ce eu la etajul 2 fac sport. Eu cred că asta este foarte grav, când jurnaliștii care încearcă să facă treaba sunt amenințați de oamenii din sistem. Eu voi continua să vorbesc și voi face totul ca cetățean ca acești oameni să fie trași la răspundere odată și odată. Ne vedem luni viitoare. Numai bine!